Salut și bine ai venit la lecția civică. Astăzi discutăm despre două atitudini esențiale într-o democrație: implicarea activă și indiferența. Cum influențează fiecare dintre ele viața noastră de zi cu zi? Vom explora acest subiect din perspective legale, politice și civice. Fi gata să descoperi de ce implicarea ta contează mai mult decât crezi. Știați că dreptul nostru de a ne implica? Este garantat de mai multe legi, nu doar de Constituție? De exemplu, legea 52 pe 2003, privind transparența decizională, oferă cetățenilor posibilitatea de a participa la procesul decizional al autorităților publice. Exact. Această lege ne permite să participăm la dezbateri publice, să trimitem propuneri și sugestii cu privire la proiectele de acte normative. Dar ce se întâmplă când alegem să fim indiferenți? Indiferența noastră poate avea consecințe serioase. Dacă nu ne implicăm, permitem autorităților să ia decizii fără să fie trase la răspundere. Legile există pentru a ne da puterea de a participa și de a influența, dar trebuie să le folosim. Cum influențează implicarea noastră deciziile politice? Simplu. Când cetățenii se implică activ, fie că votează, participă la dezbateri publice sau inițiază petiții, Politicienii sunt forțați să ia în considerare nevoile reale ale comunității. Implicarea noastră le arată că suntem vigilenți și că nu pot lua decizii fără a fi monitorizați. Exact. De fiecare dată când participăm la ședințele Consiliului Local sau solicităm informații publice, creăm presiune asupra autorităților să acționeze în interesul comunității. Fără această presiune, deciziile pot fi luate în mod arbitrar sau în interesul unor grupuri restrânse. Dar ce se întâmplă dacă rămânem indiferenți? Atunci, riscul este ca interesele cetățenilor să nu fie reprezentate în politicile publice. Indiferența deschide ușa pentru corupție, decizii netransparente și neglijarea intereselor comunității. Ce înseamnă să fii un cetățean implicat din punct de vedere civic? Înseamnă să fii conștient de ceea ce se întâmplă în comunitatea ta și să acționezi atunci când vezi că ceva nu merge bine. Implicarea civică poate lua multe forme de la participarea la proteste pașnice, la inițierea de petiții sau la sprijinirea organizațiilor care luptă pentru drepturile tale. Fiecare acțiune, oricât de mică, are un impact. Când cetățenii cer transparență, participă la ședințele publice sau trimit petiții pentru proiecte locale, creează schimbare. Este o expresie a voinței colective. Și dacă suntem indiferenți? Indiferența permite perpetuarea problemelor. Dacă nimeni nu se plânge de drumurile proaste, de exemplu, autoritățile nu vor simți presiunea de a le repara. Indiferența este, de fapt, o aprobare tacită a status quo-ului. Care sunt consecințele reale ale indiferenței? O societate în care cetățenii sunt indiferenți este vulnerabilă la abuzuri de putere, corupție și decizii care nu reflectă interesele majorității. Fără implicare, nu există control democratic. Autoritățile pot lua decizii fără să fie trase la răspundere. Și mai mult, indiferența noastră poate încuraja autoritățile să ignore transparența. Dacă nimeni nu cere explicații, de ce ar mai oferi informații despre cum sunt cheltuiți banii publici sau despre modul în care se iau deciziile? Deci, indiferența are un preț mare pentru societate. Nu doar că rămânem fără voce, dar contribuim și la perpetuarea unor practici care nu ne servesc. Bine, bine! Și cum pot să trec de la indiferență la implicare? Începe prin a te informa. Află ce se întâmplă în comunitatea ta, ce decizii urmează să fie luate și cum te afectează acestea. Participă la dezbateri publice, semnează petiții și, cel mai important, votează. Nu te lăsa descurajat de ideea că nimic nu se schimbă. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Poți să-ți exprimi punctul de vedere în mod public, să scrii articole de opinie sau să participi la ședințele Consiliului Local. Nu trebuie să fii expert, trebuie doar să fii prezent și să-ți ceri drepturile. Și dacă vezi că autoritățile nu acționează corect, nu ezita să le tragi la răspundere. Poți depune reclamații, poți cere informații publice și chiar poți acționa în instanță dacă drepturile tale sunt încălcate. În speranța că această lecție civică te-a ajutat să înțelegi că pentru a schimba lucrurile în bine este nevoie de implicarea și nu de indiferența ta, îți spun că tu ai puterea să schimbi lucrurile. Implicarea ta poate face diferența între o comunitate care stagnează și una care prosperă. Fie că te interesează educația, infrastructura sau mediul, implicarea ta este crucială. Nu mai sta pe margine, implică-te și fă-ți vocea auzită. Indiferența este cel mai mare dușman al democrației. Implicarea este arma ta pentru a asigura că deciziile sunt luate în interesul comunității. Abonează-te la lecția civică pentru a învăța cum să devii un cetățean activ și informat. Dă un like, distribuie masiv pentru a mări această comunitate pe care încercăm să o construim împreună. Schimbarea începe cu tine.